Am revenit la Matinal pe Roți și așa cum v-am promis, avem și un al treilea invitat, ba chiar foarte special pentru că vorbim despre copii, nu? Am zis astăzi că pășim pe tărâmul copiilor. Așa că o întâmpinăm cu foarte multă căldură pe Amalia Mârzeacu, doamnă care este soție și mamă de 4 copii. Un exemplu mai rar întâlnit astăzi, așa că nu vrem să mai pierdem timpul, spunem doar că de peste 10 ani studiază și este fascinată de tot ce are legătură cu procesul nașterii, un proces prin care toți luăm ființă, nu? Așa că nu mai pierdem timpul, vrem să ardem etapa asta a introducerii și să-i spunem bună dimineața doamnei Amalia Mârzeac. Ce faceți? Bine, mă bucur să... Cum e, doamnă, să fiți mamă de 4 copii? Frumos, n-aș putea să spun că ușor, dar provocator. Să fii mamă, să fii părinte, cred că în general te dezvoltă super mult, pentru că în fiecare zi ai încă o etapă, încă ceva de confruntat, așa că... Pentru dezvoltarea ta umană e benefic. Cum se împarte dragostea între atâtea suflete? Echitabil. Primesc întrebarea asta des. Per exemplu, primul copil, na, e primul, prima fetiță. Nu iubești mai mult decât pe ceilalți? E diferit. Cred că iubești pe fiecare copil în parte diferit. Cu fiecare ai, ca și cu oricare dintre ceilalți oameni pe care ai în jur, o relație specială. Este clar că pe copii îi iubești la fel, n-ai cum să ai preferințe din punctul meu de vedere. Ce oferă curajul unei femei să facă mai mult de un copil în zilele noastre? Da. Dacă ți-aș spune că dacă aș fi să trăiesc așa într-o lume ideală, aș face 6, aș mai face încă 2. Așa mi-am dorit. Am zis că mi-ar plăcea să am 3 fete și 3 băieți. Pentru că mi se pare că pe lumea asta nu există ceva mai fain decât să ai o familie mare, o masă în jurul cărora să fie tot timpul zâmbete și veselie. Asta nu înseamnă că e tot timpul așa, adică sunt și mese în care e haos, fără discuție, în care este mâncare peste tot, plânsete și chestii genul ăsta, adică e ceva normal, probabil. Dar pentru mine este o bucurie să am copii și cred că asta este... cum să spun, cel mai nobil lucru pe care poți să-l faci, să crești niște oameni care cândva să fie demn, să fie exact, să aducă o valoare în societatea în care trăiesc. Așa. Ce vârste au copiii? Fetița cea mare are 9 ani și jumătate, a doua fetiță are 5 ani și jumătate și mai am încă 2 băieței de 3 ani și jumătate și de 10 luni, un băiețel mic, cu ochii albaștri. Da, 10 luni e mic, mic, mic de tot. Eu acum zic că e mare, adică deja mi se pare că este într-o etapă în care nu mai este ca un ou. A fost și cel mai sensibil copil al meu, n-aș fi zis după 3 copii, am zis al 4-lea ce poate să mai fie așa de provocator. Dar n-a fost așa, a fost cea mai mare provocare pentru mine, a fost un copilaș mai sensibil, m-a învățat foarte multe lucruri, nu mă așteptam, dar acum deja e mai în jos, este să zic zdravăn și nu-l mai văd chiar mic, pentru că... Suntem curioși și sunt convinsă că și cei de acasă sunt curioși. Cum se împart sarcinile într-o familie mai mare? Chiar ieri am avut așa o discuție sau alaltăieri, cred, ne-a chemat soțul meu pe toți și a zis, uite, săptămâna asta, Ava, tu speli vasele, Maia, tu trebuie să faci ordine în sufragerie, Amos, tu trebuie să așezi încălțămintea, Aron încă n-are responsabilități, eu și el aveam deja niște responsabilități. Și au fost așa puțin contrariați. Nu, că eu vreau să spăl vasele. Eu vreau, fiecare avea... Dar în final am ajuns la un consens. Este clar că trebuie să existe o ordine. Nu reușim să o avem tot timpul. Cum am zis, sunt și zile în care este și haos. Haosul face parte din viața unei familii mari. Dar încercăm pe cât putem să avem fiecare dintre noi responsabilități ca să funcționăm. Cu cât funcționăm mai bine, cu atât suntem mai fericiți, mai... Singurul motiv pentru care revin la prima întrebare pe care ți-am adresat-o este că totuși trăim în România și e o țară extrem de săracă. Oamenii aici nu au bani, viața nu arată absolut deloc cum probabil noi imaginăm uneori noi în autobuz sau în orice mediu. Ce îi oferă curajul unei femei să facă mai mult de un copil la lume în zilele noastre? E un element, o caracteristică, stabilitatea oferită de ceva anume? N-aș zice că totul e despre bani și despre material. E adevărat că printre resursele de care simt că am nevoie ca să mai fac încă un copil, să zic așa, este și asta, da? Adică după răbdare, după sănătate, după lucruri care sunt mai importante decât material, e important și aspectul material, într-adevăr.
N-am dus niciodată lipsă. Mulțumim Dumnezeu, tot timpul am avut ce ne trebuie. Okay. Cred că sunt și familii care se confruntă probabil cu probleme financiare. Sunt foarte... Da, dar nu cred că trebuie să fie o regulă, într-adevăr. Corect. Dar cred că atunci când... Poate că poți să iei în calcul atunci când faci un copil și să-i poți asigura cele necesare fără discuție. Dar eu cred că familiile copii mulți, în general... Se descurcă, sunt cumva răsplătite, nu știu, da, așa cred. Cel puțin în cazul nostru. Și o iubire extrem de puternică între soți, ca nu, lucrurile se pare că se duc în zona în care nu vor avea probleme când vor avea copii, nu? Și asta okay. Cred că da, fără discuție. E importantă relația dintre soți și soție. Nu înseamnă că e tot timpul perfect, nu e tot timpul roz. Nu cred nici în ideea că un copil unește familie, dar în același timp copiii cumva dau un sens mai profund unei relații, așa că... Cum îți împarți tu timpul între viața de familie, unde există 4 copii, există un soț și meseria de moașă? Trebuie să recunosc că în ultimii ani familia a devenit prioritate pentru mine și va rămâne așa pentru încă mulți ani, probabil. Dar pentru că iubesc foarte mult ceea ce fac și... Nașterea este pentru mine un subiect de interes de mulți ani. Încerc să-mi fac timp atunci când pot să lucrez și în direcția asta. Ai zis la un moment dat că nașterea este procesul prin care venim pe lume și mie îmi place să spun că dacă vrem să schimbăm lumea, trebuie să începem de acolo, de la a schimba felul în care ne aducem copiii pe lume. Pentru că este esențial și are implicații în multe sfere ale vieții noastre. Nu realizăm cât de important este felul în care ne aducem copiii pe lume sau care ne naștem noi. Care este diferența între dula și moașă? Aleg să spun de obicei că sunt și dula, tocmai pentru a sublinia diferența aceasta. Atunci când am început facultatea de moașe, pentru că îmi doream să fiu în contact cât mai mult cu femeile însărcinate, să le pot fi de folos, am ales întâi să fac această specializare, să zic așa, de a fi dula. Ce este dula? Vine dintr-un termen grecesc care înseamnă însoțitoare, o femeie însoțitoare la naștere, care însoțește. Ea nu are pregătire medicală, deci dula nu are niciun fel de pregătire medicală, chiar dacă au fost situații prin țara noastră în care anumite persoane și-au depășit aceste atribuții și de acolo cumva termenul de dula a prins așa o conotație ciudată. Sunt oameni din sfera medicală care au dula. Nu, dula are un rol foarte important, dar pe partea emoțională a nașterii. Este acolo să susțină femeia emoțional, chiar și fizic în unele situații, fără să intervină în procesul medical. Procesul medical aparține moașei, medicului obstetrician, dacă este nevoie, dar nu dulei. Dula sau rolul unei dula poate să-l ia și partenerul în situații, în sensul că orice om care poate să însoțească o femeie, cumva face acest lucru, da? Ajută. Este un fel de psiholog. Pe care aș spune că noi, partea aceasta ajută. Avem o fotografie cu ce am găsit noi a fi dula. Dacă o pot da colegii, suntem curioși. Descrie destul de bine cam ce face o dula. De exemplu, aici este o femeie care susține o altă femeie care este însărcinată din punct de vedere fizic. Da? Da. Masajul, de exemplu, este o metodă de a relaxa femeia în travaliu, în sarcină, foarte, foarte benefică. Și o dula poate să facă asta. O dula poate să te ține de mână atunci când ai nevoie, pentru că procesul nașterii este un proces foarte intens din punct de vedere fizic, emoțional, psihologic și atunci tu ai nevoie de susținere în tot procesul ăsta. Și ea poate să-ți ofere acest sprijin pentru că este și instruită. Poate un partener, de exemplu, nu are atâta instruire în direcția asta, nu știe exact ce să-ți spună sau cum să te ajute. Pe când o dula, pentru că are această instruire, știe exact ce are nevoie o femeie în travaliu și pe perioada nașterii. Extrem de interesant, eu nu știam, nu auzisem de această dula, știam de moașă, dar de dula... Din păcate, în România, dula nu este o meserie. În țări vecine, de exemplu, cum este Ungaria sau în alte țări vestice sau în Statele Unite, unde există instituții care acreditează și pregătesc în direcția aceasta, acolo este o meserie, da? O dula este așa cum este, nu știu, orice altă meserie. La în România încă meserie. Se fac... Moașa este o meserie. Da. La noi încă se fac demersuri în direcția aceasta. Este un număr destul de mare de femei care sunt instruite, dar care nu o pot practica ca și meserie. O practică, dar încă nu legal ca o meserie, să zic așa, în ideea în care nu poți să spui, ok, sunt dula și mă angajez undeva. Da, nu e un cod caierului. Da, exact. Să fie recunoscut ca având această meserie. Când începe și când se termină
misiunea, să spunem așa, unei moașe? Moașa este capabilă să ofere sprijin femeii pe toată perioada ei reproductivă. Asta ce înseamnă? De la prima menstruație până la ultima, până la menopauză. Ea poate să ajute o domnișoară care tocmai a intrat, să zic, în rândul femeilor cumva și să o susțină în procesul acesta. Apoi este alături de femeie în, zic eu, cea mai importantă sau una dintre cele mai importante perioade din viața ei, și anume sarcina și nașterea. Apoi, în primele săptămâni, poate să îngrijească și nou-născutul, da? În primele 28 de zile, în special. Și apoi să fie alături de femeie pe perioada alăptării și mai departe, dacă mai există. Dar asta în termeni fiziologici. Adică moașa se ocupă de tot ceea ce înseamnă desfășurare normală și sănătoasă a unei femei, da? A proceselor unei femei. Ea nu intervine acolo unde există patologie, da? Unde există complicații, dar este capabilă să le identifice. Da? Dacă eu identific la o naștere că ceva nu funcționează normal, trebuie să fiu capabilă să identific asta ca să mă pot adresa mai departe unui medic, de exemplu, obstetrician, care are competența să soluționeze nașteri cu probleme. Da? Eu mă ocup doar de partea fiziologică a nașterii. Să trecem un pic și la îngrijirea nou-născutului. Ce se întâmplă după naștere? Cum e mai bine? Să înfășăm copilul cu totul și să-l facem așa un cocon? Sau îl lăsăm liber și punem un Pampers? Înfășatul încă se practică prin spitale și prin maternitățile noastre. Chiar și mama uneori îmi spunea, de exemplu, și la cel mic: mamă, eu când îl mai bag într-o pătură și îl înfășez așa, el doarme mai bine. Acum n-aș ști să spun dacă este așa sau nu. În principiu, copiii trebuie să rămână liberi. E adevărat că ei au, datorită faptului că sunt încă slab sau imaturi, da? Sistemul lor nervos nu este încă maturizat și reflexele lor nu sunt încă stabile, au tendința să se sperie chiar și de propriile lor reacții și ăsta este un motiv pentru care atunci când sunt puțin mai strânși, da, mai înfășați, să zic, evită această trezire, de exemplu, datorită reflexelor pe care le au. Dar există perioade, să zicem, în care poate le poate fi util să fie mai acoperiți ca să nu se trezească, de exemplu, în timpul somnului, dar în rest copiii trebuie să fie liberi, să se poată dezvolta. Deci faptul că pot rămâne cu piciorușele strâmbe este un mit. Da, exact. 100%. Da. Dacă ne gândim că se recomandă la copiii să fie purtați, da, în sisteme de purtare, unde poziția este de M, picioarele sunt și sunt studii care arată că este foarte favorabilă în privința dezvoltării lor pentru bazin și așa mai departe, cumva mitul acesta. La ce anume ar trebui să fie o mămică cel mai atent la legat de îngrijirea unui bebeluș în primele luni de viață? La ea, la mamă. Deci pe mine, dacă mă întrebi, rolul cel mai important sau, să zic, ce-i putea să-i oferi copilului tău cel mai valoros este să ai grijă cumva de tine. Știu că e complicat pentru mame în primele luni să aibă grijă de ele, dar ele sunt sursa copilului din extrem de multe puncte de vedere. Nu doar, să zicem, pentru că l-alăptează. Poate sunt mame care nu l-alăptează, din diverse motive, cu toate că alăptarea cred că este unul dintre cele mai firești și benefice lucruri pe care le putem face pentru copiii noștri. Dar starea ta de spirit influențează extrem de mult copilul. Sănătatea ta fizică, da? Cum ești, felul în care dormi, felul în care mănânci, toate acestea cumva se văd și pe felul în care copilul tău crește. Nu spun asta ca pe o presiune. Vai, dacă copilul meu plânge, înseamnă că eu nu... Există legături, noi somatizăm, noi facem, copiii noștri preiau de la noi tot ceea ce noi le oferim. Nu trebuie să o luăm ca pe presiune ca mame, în schimb trebuie să o luăm ca pe responsabilitate, că grija față de noi, cred că este cel mai bun lucru pe care îl putem face față de copii. Bineînțeles că îi îngrijim și pe ei, scuze, dar... Nicio problemă, Maria. Trebuie să fim noi. Da, pentru că suntem sursa lor. Pentru câțiva, pentru primii 2 ani, suntem cam sursa lor. Dacă ar fi să dai un sfat mămicilor care sunt acum însărcinate și urmează să dea naștere unor copii, într-o propoziție, care ar fi acela? Naștere este un proces firesc. Trebuie doar să-l cunoști ca să poți să-l gestionezi.
Mulțumim mult de tot, Amalia Mărțac, pentru toate aceste extrem de interesante detalii pe care, prin intermediul nostru și cu ajutorul tău în mod special, unele mămici le-au putut afla despre ce urmează să întâlnească chiar ele. Spune-ne, te rog frumos, unde te găsim și... Am o pagină de Instagram, okay. Unde chiar în ultima perioadă am tot încercat să postez lucruri în direcția aceasta. În principiu acolo, momentan... Țin legătura cu mămici și prin intermediul faptului că uneori particip ca și dula la naștere, ca moașă în direcția, doar în direcția aceasta de educație prenatală, pentru că momentan nu lucrez într-un spital, dar pregătirea pentru naștere este un pas extrem de important ca o naștere să decurgă cât mai bine și cât mai eficient, așa că încurajez mămicile să se pregătească pentru acest proces, pentru că este firesc și, cum am și zis, dacă îl cunoști foarte bine, poți să-l gestionezi. Dacă nu-l cunoști, ca la orice alt examen la care te duci nepregătit, ce se poate întâmpla, decât să fii luat prin surprindere. Atunci când cunoști datele problemei, le poți și gestiona și... Așadar, Amalia Mărțac pe Instagram, puteam observa pagina dumneavoastră de Instagram. Vă sugerăm să urmărați, dragi mămici, proaspete femei însărcinate, pentru că este o fire extrem de caldă și prietenoasă și mai mult ca sigur aveți nevoie și voi de ceva ajutor, ceva asistență. Ce, Ana? Nu ai niciun fel de expresie pe zi, pe chip și nu înțeleg ce vrei să... Îmi pare rău. Vreau să o rog pe Amalia să ne spună, dar repede, repede, pentru că nu mai avem timp, în două cuvinte despre Asociația Moașelor Independente. Asociația Moașilor Independente susține această profesie de moașă, care în România nu este înfloritoare în momentul de față, din păcate, chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății recunoaște faptul că moașa într-un sistem medical este extrem de importantă pentru sănătatea completă a femeii. Așa că Asociația Moașilor militează foarte mult pentru asta și cred că este de folos să aruncați un ochi pe ceea ce... Și să vedeți ceea ce fac acolo, ceea ce facem cumva, pentru că și eu sunt parte, dar foarte mică, în comparație cu alții care chiar muncesc mai mult în direcția aceasta. O comunitate care probabil va crește din ce în ce mai mult. Așa ne dorim. Sperăm. Mai mult ca sigur, există o nevoie Încurajez mare. Încurajez fetele care caută o facultate să abordeze această facultate de moașe. Chiar este o meserie extrem de frumoasă. Ok, îmi place foarte mult, nu știu, zâmbetul cu care vorbești despre un subiect pe care pe mulți îi întristează extrem de tare. Exact. Așa, ai așa o lumină, o strălucire pe față. Da. Aș putea să vorbesc mult despre naștere. Ne dăm seama. Îți mulțumim încă o dată, Amalia. Mai vorbim, drag. Noi te invităm și cu altă ocazie în platoul emisiunii cu noastre. Cu toată plăcerea. Îți mulțumim mult de tot pentru informații. Drag.